Smulge orice sămânță de îndoială. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Evrei, capitolul 10, versetele 35, 36 și 39. Am văzut că acum ne aflăm în timpul zguduirii. Satana lucrează cu toată puterea ca să smulgă suflete din mâna lui Hristos și să le facă să-L calce în picioare pe Fiul lui Dumnezeu. Caracterul este în dezvoltare. Îngerii lui Dumnezeu cântăresc valoarea morală. Dumnezeu își probează poporul și îl încearcă. Îngerul mi-a prezentat aceste cuvinte. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice, astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Lui Dumnezeu nu-i place ca cineva din poporul lui, care a cunoscut puterea harului său, să vorbească despre îndoielile pe care le are, făcându-se astfel un canal prin care Satana să-și transmită sugestiile spre mintea altora. O sămânță de necredință și răutate, odată semănată, nu este smulsă ușor. Satana o întreține mereu, iar ea crește și se întărește. O sămânță bună când este semănată trebuie îngrijită, udată și ocrotită cu gingășie, deoarece orice influență otrăvitoare este aruncată asupra ei pentru a-i împiedica creșterea și a o face să moară. Eforturile lui Satana sunt mai puternice acum ca niciodată mai înainte, deoarece știe că timpul lui ca să înșele este scurt. Poporul lui Dumnezeu va fi cernut în tocmai ca grâul până ce toată pleava este separată de bobul curat. Trebuie să privim la Domnul Hristos și să-i urmăm exemplul. Mi s-a arătat răsplata sfinților, moștenirea nepieritoare. Apoi mi s-a arătat cât de mult a suferit poporul lui Dumnezeu de dragul adevărului și că el va socoti cerul destul de ieftin. Ei consideră că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare care are să fie descoperită în ei. Poporul lui Dumnezeu din aceste ultime zile va fi încercat, dar în curând, ultima lor încercare va veni și apoi ei vor primi darul vieții veșnice. Amin.